Vlada Bujac. Sunt elevă în clasa 6-a, Liceul Teoretic Emil Nicula, din satul Mereni, raionul Anenidoi, Republica Moldova. Eu voi recita poezia Istorie de Leonida Lari. Neam de viță rară, neam la coroman, cu strămoși prenume Decebal, Traian, am trecut prin moarte, am născut eroi, am robit atâta, am uitat de noi. Și de glasul care ne mai conducea, și de steaua care în ceruri lumina. Preoții muriră în Carpații mari, ne împrejmuiră cete de barbari, dintr-un vid de mare și de litoral, căpitanii noștri au rămas la mal. Barzii se stârpiră, codrul s-a rărit, cocostâr cu șesuri nu s-a mai oprit. Și mai pe ferite și mai pe furiș, rândunica-și face cuib sub coperiș. Și mai pe noptate și mai pe inuit, se botează pruncii, se păstrează unărit. Interese calbe au umbrit viori, au răpit cu încetul hore și zători. Fete în catrințe și flăcăi cu brâu, cai în libertate, alergând spre râu. Vom găsi vreodată un izvor curat, plin precum e stuful de bun simț vreun sat, cu biserici înalte, case înderegi și cu hanuri calde pentru cei pribegi. Ah, străinii toate le-au întors pe dos, ne înstrăinară și de-al nostru os. Și în adunare și în lăcaș creștin, blestemat e însuși numele român. Rupți de mama care ieri ne-a alăptat, ci că de noi singuri ne-am eliberat. Ce eliberare? Un întreg calvar, de români sunt pline gropile cu var. Ce eliberare? Ani de ani în șir, semănat cu oasei drumul spre Sibir. Frați, surori de sânge, biet sufletul meu, știe că mai este încă Dumnezeu, care toate vede, simte și oricând poate să-ți trimită un mai mare gând, o mai grea simțire, un mai aprig dor pentru a ta țară, pentru al tău popor. Eu vreau doar atâta, peste tot ce spui, fie ca să cadă judecata lui.